Dragii mei dragi, salutare! Astăzi iarăși un clip de mare ajutor pentru că o prietenă foarte bună a reușit să calce într-o parte și în concluzie și-a luxat puțin glezna. I s-a inflamat zona, i s-a umflat puțin și am fost întrebată ce ar putea să o ajute în problema ei. Ei bine, este foarte, foarte simplu. Ce am aici, încerc să vă arăt, am argilă verde. De la lumină nu cred că îi se vede perfect culoarea, dar cu siguranță este argilă verde. Argila verde o găsiți în absolut toate magazinele naturiste, o găsiți și pe online și este foarte bine să o aveți în casă întotdeauna pentru că este un remediu extrem de folositor. Poate fi folosită și pentru măști cosmetice, dar și pentru diverse probleme inflamatorii. Pentru că argila are săruri minerale, are fier, magneziu, potasiu, calciu, sodiu, mangan și de asemenea are silice. Ideea este următoarea, că este extraordinar de bună, doar că aveți nevoie de o mică atenționare. Nu trebuie să folosiți recipiente din plastic sau din metal. Eu am aici o linguriță din lemn, am aici un bol de sticlă și așa argila își păstrează absolut toate proprietățile. Este indicată în diverse inflamații musculare, articulare. Are o capacitate termoabsorbentă, în așa fel încât absorbe chiar și durerea. Pe lângă asta este și remineralizantă. Foarte, foarte bună în durerile exact identice în ceea ce s-a întâmplat, adică în momentul în care ați călcat într-o parte. Dar este extraordinar de utilă și pentru, știu eu, o inflamație la nivelul articulației care pulsează, care are o tendință de încălzire. Așadar, argila verde se poate folosi cu succes. Bun, trecem la remediul nostru. Încă o chestie importantă, trebuie să faceți foarte puțin, pentru că de fiecare dată va trebui să reluăm aplicarea pe zona respectivă, pe zona afectată și pentru fiecare aplicare va trebui să facem o nouă pastă. Așadar, faceți foarte puțină pastă, aplicați, lăsați 30 de minute, o oră, până când s-a uscat complet, se îndepărtează și se poate reface și reaplica pe zona afectată. Bun, aveți nevoie de două lingurițe de argilă, puțină apă plată, apă de izvor, atât cât să se facă o pastă omogenă. După care puteți să îmbunătățiți pasta voastră cu câteva uleiuri esențiale. Eu am aici așa, ulei esențial de wintergreen, ulei esențial de cajeput și ulei esențial de lavandă. Bineînțeles că o să folosesc doar unul dintre uleiurile astea sau maxim două. Puteți să folosiți wintergreen-ul, care are o acțiune extraordinară în cazul durerilor reumatice, durerilor musculare. Un foarte bun antiinflamator, cajeputul cu același rol și uleiul esențial de lavandă pe care toată lumea îl are în casă. Puteți de asemenea folosi și uleiul esențial de arbore de ceai. Eu o să folosesc cajeput. Pentru o doză folosiți 5 picături de cajeput.
și 5 picături de ulei esențial de lavandă. Lavandă are absolut oricine în casă. Amestecați bine. Lavanda este omniprezentă, mai ales că o găsiți din surse locale, dar este bine să aveți totuși un ulei mai potent, acel de wintergreen, cajeput, niauli, iarăși foarte, foarte bun. Perfect. Și acum, spre exemplu, aplicăm pe încheietura mâinii, aplicăm pasta. Eu prietenei mele deja i-am pus cataplasma și stă cu ea. Așa. Se aplică o fașă de bumbac peste, în așa fel încât să rămână umed mai mult timp. Deja simți cum recorește zona, simți cum acționează efectiv. Chiar și pentru mine, care nu am neapărat o problemă, efectiv simți cum strânge zona și cum se absoarbe. Este absolut minunată. Și problema este că se poate aplica, deci, pe toată glezna umflată sau pe genunchiul cu probleme, unde aveți problema respectivă, se aplică de câte ori este nevoie. Deci se poate aplica din oră în oră până când cedează durerea și cedează inflamația. Deci mie îmi dă o senzație, puteți să încercați oricare dintre voi, chiar dacă nu aveți o problemă și aveți acasă ceea ce v-am prezentat eu aici, și să vedeți reacția pe care o are asupra organismului. Ai impresia că absorbe absolut tot, toate toxinele și că localizează efectiv o problemă existentă. Bun. Cam asta ar fi minunăția pe care v-am arătat-o astăzi. Extraordinar de bună, extraordinar de utilă. Chiar și uleiurile esențiale pe care le-ați văzut mereu în clipurile mele, este bine să le aveți în casă, pentru că sunt utile în absolut orice problemă pe care o aveți. Eu o să-mi las minunăția asta și prietena mea își va lăsa din nou cataplasma până la uscare. O să vom îndepărta cu apă călduță și aplicăm altă cataplasmă până când glezna își va relua forma, ne fiind vorba de o ruptură, bineînțeles, deci nu avem o fractură, nu avem alte complicații decât o inflamație a unei zone supra-solicitate. Bun, ăsta a fost clipul meu pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta aveți parte de tutoriale minunate și mai ales mă ajutați să merg mai departe și să vă dau sfaturi extrem, extrem de utile pentru voi și pentru familia voastră. Iar dacă doriți să îmi oferiți o cafea, puteți să o faceți urmând linkul din descriere. Dacă accesați linkul respectiv, vă apare prețul unei cafele virtuale pe care mi-o puteți oferi cu drag. Vă îmbrățișez și vă doresc sănătate multă. V-am pupat!